este un compozitor extraordinar pe care tot Adrian, așa fiul prodigios al lui Adrian, mi l-a lăsat în brațe pentru următoarea noastră premieră cu Coriolanus de Shakespeare, care va avea loc curând la Teatrul Bulandra. Nu mă întrebați când, pentru că o să răspund cum a răspuns Alexandru Tocilescu doamnei Dina Cocea după 3 ani în trincere pe Hamlet și a întrebat doamna Dina Cocea: domnul Tocilescu, când iese Hamlet? Și Toc a zis: n-apucați, doamne. Deci este și cel cu care m-am lucrat. Asta e o paranteză. Sunt foarte multe lucruri de spus, dar eu v-am adus, am îndrăznit să am bucuria și surpriza să vă aduc. Și am făcut un mic filmuleț de 3-8 minute, în medie, cu 3 spectacole pe care nu le-a văzut nimeni în România. E vorba despre premiera noastră de la Tokyo cu Iulius Cezar, spectacol pe care eu l-am făcut datorită lui Adrian Enescu în 13 zile, iată că există și contrariul la ce spuneam înainte, în 13 zile și nopți, din cauza unei conjuncturi, nu contează, decorul nu era gata aici, aveam doar niște costume, japonezii între timp, băieți serioși, făcuseră decorul și am găsit dintr-o pură întâmplare câteva fragmente din premiera de acum 23 de ani al lui Iulius Cezar la Tokyo. După aceea veți vedea un fragment din Lir, Regele Lir, pe care l-am făcut împreună cu Adrian în Belgia, la Mechelen. Și ultimul, premiera lui Macbeth la Tokyo cu actori japonezi. Sunt niște fragmente așa cum sunt ele, pe VHS. Sunetul nu e grozav, nu e deloc grozav, imaginea nici atâta. Dar e ca și cum ați vedea filme cu Charlie Chaplin. Rezoluție proastă. Dar niște spectacole unde, cu toată modestia, compii, cum îi spuneam eu lui Adrian, el îmi spunea mitică, îi spuneam compii, de la compozitor, evident, a creat ceea ce s-a spus aici pentru mine, muzica personaj de teatru. Și nu numai că n-am fost strivit de acest punct de vedere, mai mult decât atât, i-am mulțumit, îi mulțumesc lui Compi și voi mulțumi toată viața, pentru că am învățat ce înseamnă să poți lucra cu un partener adevărat, un om care creează alături de tine. A fost prima dată când în viața mea a apărut un creator de magie sonoră incredibil. Atât am vrut să vă spun, sunt multe de spus, dar ne bazăm pe faptul că vor mai fi CD-uri, vor mai fi cărți, poate vor mai fi momente. Noi o să mai îmbătrânim puțin și vorba lui Cehov, ne vom întâlni pe stradă, dar nu ne vom saluta cu răceală, așa cum spune Cehov, că ne vom saluta. Nu ne vom saluta cu răceală.